Acuzații grave la adresa lui Patrick și a Biancăi. Robot a dat tot din casă, au avut și au o relație. Noua concurentă izbucnește în lacrimi. Robot face acuzații grave la adresa lui Patrick și a Biancăi. Ce relație există, de fapt, între cei doi concurenți? Miercuri, 11 septembrie, telespectatorii emisiunii Casa Iubirii au parte de o ediție incendiară și plină de tensiuni după ce robot face acuzații dure. Robă trăbufnește în Casa Iubirii Ce acuzații face tânărul la adresa lui Patrick și a Biancăi? Între concurenții din Casa Iubirii izbucnesc noi conflicte, iar aceștia nu ratează ocazia să spună tot ce au pe suflet. Miercuri este o zi extrem de tensionată. Cu foarte multe certuri și discuții aprinse, iar concurenții continuă să își spună cuvinte grele și să se atace. Robă trăbufnește în această ediție și îi acuză pe Patrick și Bianca de falsitate. Iubitul lui Julie susține că cei doi concurenți au avut o relație în afara emisiunii, iar acum au o relație și în casa iubirii. Robert, atâta falsitate nu am văzut în viața mea. Patrick, nu te roade un pic obrazul, Patrick, deloc, Robert, Patrick împreună cu Bianca au avut și au o relație. Acum în casă, înainte afară, Julie, fix strategic ai gândit, pentru că știai deja ce se va întâmpla, Patrick, deci, eu am venit strategic și voi plecați acasă. Atât de bun sunt, încât v-am trimis acasă. Cearta scapă de sub control, iar în ediția de miercuri, Bianca cedează nervos și izbucnește în lacrima mare. Bianca, ce e în neregulă ca Patrick să mă placă pe mine? Eu ce am, robot foarte bine, nu e nicio problemă. Acum mi se pare ceva lipsit de bun simț, Patrick, cu ce ți-am făcut rău. Ce teatru? Am zis că nu îmi place. A zis că nu a venit pentru mine. Am zis că nu am interacționat, robot, eu am zis, nu mai vreau să vorbesc, Patrick, eu nu înțeleg de ce ai luat așa o întorsătură, Bianca, nu pot să tac, am nervi. Pentru mine e foarte clar de ce se întâmplă lucrurile astea. Tu pentru ele ești o competiție și le e frică să nu iei marele premiu dacă îți faci o relație în casă. Robot, oricum plec acasă, nu mă mai interesează.